și domnilor, Adrian Niculescu și pe refren Lexa, nu? Da, da, Alexa. Totul sau nimic. Prima piesă motivațională. De asta exact, da. De genul ăsta muzical n-am mai auzit, dar te invit pe canapea să-mi explici mai multe, Adrian. Știm despre cartea ta, știm despre live-urile tale de Facebook, filmele de pe YouTube, cu milioane de vizualizări. Știm despre toată povestea ta, de la o familie care în copilăria ta a pierdut totul, a pierdut averea la cămătar și cum ai reușit tu să te ridici din nimic. Dar cum a venit momentul ăsta în care ai zis vreau să cânt piese motivaționale? În primul rând, eu m-am gândit așa. Făcând chestia asta, am vrut să fac oamenii să înțeleagă că în viață trebuie să faci ceea ce simți și dorința mea cea mai mare este aceea de a-i face să scape de teama de a fi judecați. Chiar am făcut niște live-uri pe pagina mea până în momentul în care se intru și le-am spus ce se poate întâmpla. Cad cu capul pe jos, pe aici, râzi tu de mine, cei din platou. Dar crezi că nu era suficient? Adică discursul tău motivațional sau mesajele tale să ajungă prin cuvânt scris, cuvânt vorbit sau imagini video? În viață este bine să încerci și în primul rând să faci ceea ce simți. Și eu pe la 18 ani am mai avut o tentativă, am avut două piese, tot de hip-hop, n-am mai avut bani să continui. Visul tău, unul dintre visele tale când erai mic era să fii hip-hopper. Da, înțeles. Exact. Și acum, când am atins stabilitatea financiară, am zis, bă, cum mai pot ajunge eu la tineri? Cum mai pot face chestia asta? Adică, trebuie să profiți de ceea ce... Crezi că e greu prin cărți? E greu prin... Nu. Eu fac doar ceea ce îmi place și dacă sunt bun în ceva... În sensul că tinerii s-ar putea să nu citească atât de mult sau să n-aibă răbdare să-ți vadă mesajele pe video, dar prin muzică să ajungi mai repede la ei. Contează foarte mult cum reușești tu, cum expui lucrurile astfel încât să-i faci. Un tânăr dacă nu citește, dar eu vin cu o poveste frumoasă și am limbajul potrivit, eu îl pot face pe acel tânăr să ia cartea și să o citească. De asemenea, și prin muzică pot face chestia asta și o să mai vină și alte piese. O să-mi expun viața mea și doar trăirile mele. Iar versurile eu le fac, știi? Și pe această cale vreau să le mulțumesc băieților care m-au ajutat și au făcut un clip excepțional de la Cristi Roman, regizorul, de la Full Moon Studio și băieții care mi-au făcut negativul, Florin, de la studioul Sunetăria, care n-au pus presiune și m-au îndrumat, știi? Nu mi-e teamă, adică pentru prima melodie eu zic că e ok și voi crește. Și cum îți spun chestia asta în seara asta, o să mă mai chem și în viitor și o să vezi că o să cresc foarte mult. Și mi-am învins teama, timiditatea. E prima oară când cânt cu un microfon. Că e prima oară când vii în public. Exact. Și i-am zis ce fac, dacă uit versurile, dacă mă încurc. Bă, asta e ce se întâmplă, doar nu mă mor pe nimeni. Erai foarte emoționat. Dar ce vrei să transmiți tu prin totul sau nimic? Să avem curaj, să promovăm valoare, știi? Adică trebuie să vină și oamenii care să ofere valoare în societatea asta, dacă vrem să vină schimbarea, știi? Și eu pot să fac asta și vorbind și muzical, iată că și muzical, știi? Adică, de ce nu? Da, de ce să nu? Nu ți se pare ciudat? Uite, piesa numărul 1 în trending, în momentul ăsta, mă uitam înainte de emisiune. Am văzut emisiune, care este, da. Este Rege pe România, un băiat cu 8 clase, agramat, și în versuri, și în vorbirea lui liberă, care vorbește despre bani, femei, ceva, nici măcar n-are o idee în zona asta de decadență, adică nu, e ceva, o glăjbeală de asta tristă. Și acum eu te întreb pe tine, ce dacă șanse permiți, are? Te rog. Cum vezi viitorul? Eu nu cred că ăsta e viitorul. Păi totuși asta are, e prezentul. Cred că are 2 milioane de views într-o zi. Da, dar nu cred că ăsta e viitorul. Asta cred că e pur și simplu o nișă de vorbim de milioane. Da. Milioane. Vorbim... Păi azi copii. Acele views-uri corect, sunt... dar nu toți copiii ascultă asta. Nu toți, dar uite că majoritatea. Eu nu cred că ăla e viitorul. Dar repet, cum vrei tu să te bați cu... Asta, chestia asta. Asta. Știi, normal, dacă mă întrebai acum 2 ani, probabil luam atitudine și veneam cu un vint, cu un alt așa material să contraatac. Și mi-am dat seama că, băi, este o țară democratică. Democrația înseamnă libera exprimare.
Eu nu pot decât să vin cu o astfel de melodie și alte melodii prin care să ofer valoare. Și e ca la talcioc, cum ne ducea bunici pe timpuri. Tu îți expui marfa. Și tinerii trebuie să aibă capacitatea să înțeleagă că viitorul nu va exista în acel băiețaș care promovează și cântă ceea ce cântă. Da, dar acel băiețaș care, repet, are influența asupra unor copii, mulți, într-adevăr, din România, spune așa, la întrebarea, păi tu care ești agramat și ai 8 clase, ce educație le dai copiilor care te ascultă? Și el zice așa, da, da, eu am milioane de vizualizări, iar ăia alți care vorbesc corect și au făcut școală mănâncă pateu. Asta e un discurs dintr-un interviu de-al lui. Ură. Am devenit inventator de ură și ei au crescut pentru că noi nu ne implicăm. Noi nu ne implicăm în a oferi educație și dacă stai să observi, ei au foarte multe dispute. Ei sunt, cum să zic, cel puțin băiatul ăsta din ce am observat eu, îi place foarte mult să umilească pe alții, să se pună acolo sus. Nu zic că e ceva rău, că e copil, nu-i dă judecat. Ai crescut în cartier, da? Da. Ai crescut în cartier. N-aveați și voi în cartier șmecherul cartierului care venea și bătea pe toți și toată lumea știa de frică, nu-i plăcea nici școala, era și cu băutura, era și cu o fată azi, o fată mâine. Șmecherul ăla care dădea capace pe stradă și era considerat șmecherul cartierului. Doar că ăștia, șmecherii cartierului, acum sunt șmecherii YouTube-ului. Da, din păcate, diferența știi care e? Eu cred că această răutate exista și pe vremea noastră, doar că exista. Nu era expusă. Doar că nu era mediatizat pe YouTube. Exact. Te știa doar cartierul, acum te știe toată România. Exact, da. Aici ține de ei ce modele și aleg. Eu de asta care e mesajul tău pentru tine? Adică, sau contramesajul tău? Tinerii și oamenii trebuie să conștientizeze faptul, dar nu tinerii, mai ales la ei mă refer, să realizeze faptul că distracțiile, cluburile, banii și tot ceea ce promovează acel băiat, nu-l judec, ar fi analfabet și sau numai el. Așa. Toate aceste lucruri nu le vor aduce un viitor stabil și o familie. Deci chestiile astea nu îți dezvoltă simțul familial. Nu te pot educa în a-ți dori stabilitatea financiară. Nu, trebuie să înveți o meserie, să devii bun în ceva. Și asta vreau să le arăt, știi? Că ei trebuie să gândească. Te distrezi în noaptea asta, ești fericit, femei, bani, Gucci, da? Sau cum se făcea. Dar mâine dimineață, toți te uită. Și ei vor spune, da, domne, dar rămân cu amintirile. Pe amintirile alea nu o să-ți hrănească copilul, nu o să-i plătească grădinița și după 45 de ani, când nu o să mai ai putere de muncă, o să fii umilit și atunci o să dai vina pe țară și pe sistem și pe România. Știi? Deci ei trebuie să gândească foarte bine ce modele și aleg. Iar eu contraatac venind și muzical și încercând să dau tot ce e mai bun. Cu riscul de a fi penibil, deși cred că pentru prima melodie nu am fost atât de penibil și sunt acolo unde trebuie. Și voi crește. Și eu, iată că mă pot numi un model. Asta vreau să cred, că sunt un model corect într-un ocean cu apă tulbure. Eu sunt acea picătură. Care e următoarea carte sau următorul mesaj pe care vrei să să-l trimiți oamenilor care te urmăresc? Deci voi scoate niște miniserii de cărți, deci nu o carte normală, ca niște, nu știu, vor să aibă 30-40 de file, uh-huh, pe mai multe teme. Pe gelozie, următoarea va fi o carte cum să scapi de gelozie, cum să scapi de depresie, anturajul, cum să te ferești de anturajul, cum gândește femeia, cum gândește bărbatul, experiențele mele și ceea ce am văzut eu în jurul meu, știi? Și cred că vor fi foarte citite. Că am un limbaj potrivit. Nici un limbaj elevat, nici low, știi? Uh-huh. Sunt acolo unde trebuie. De altfel, nici tu nu ești unul care se duce tinerul și spune merge și învățați, face școală și așa mai departe. Învățați dacă simțiți că trebuie să învățați. Dacă nu-ți place cartea, nu te du doar ca zis mămica și tăticul. Că după 5 ani de zile o să îi învinovățești, o să creezi o ură pe ei pentru că te-au obligat și ai pierdut și 5 ani de zile. 5 ani în care tu, dacă îți alegeai ceea ce îți doreai, tu după 5 ani de zile puteai să fii foarte bun în acel domeniu, știi? De asta zic, melodia asta stă în domeniu. Bă, fă ceea ce simți. Alegeți un domeniu și dedică ani de zile. 10 ani de zile e rețeta mea. Tu nu ești fanul școlii, dar ești fanul educației până la urmă. Categoric. Adică nu trimiteți copiii la școală, dar e foarte important
ca acei copii să aibă... Nu, și alți școli. Să aibă o educație. Și alți școli, că uite, frate... Bine, și școala e foarte importantă, normal, dar nu... De exemplu, uite, frate meu era premiant tot timpul. Așa. Ok, ca părinte observ, bă, e bun. Ok, îl investesc toți banii în școală. Eu nu eram. Și totuși pe mine mă certau și mă pedepseau că de ce iau 4, de ce iau 5. Fără să, ca ei să realizeze că eu aveam înclinații creative, actorie, muzică, știi? Adică de asta zic, părinții trebuie să fie bun observator, nu poți să obligi amândoi copii să facă școală. Deci eu asta susțin, dacă e pentru școală, ok, să aleagă școala, dar dacă e pentru sport sau muzică, investește-l. Depinde și cu ce ești din, da, din școală. Categorii, mulțumesc da. Mult de tot, Adrian Niculescu, Totul sau Nimic, e prima piesă motivațională din... din România, sau prima piesă a unui speaker motivațional din România. Și o pot găsi și pe canalul de YouTube Adrian Niculescu, speaker motivațional. Mulțumim fain, Adrian. Și eu vă mulțumesc. Pentru premier.